arată traficul prin centru vineri la amiază. Bulevardul Titulescu spre pasajul Basarab. Am fost la Donat Sânge și nu m-am mai dus până în Piața Victoriei, dar mi-e închipui că acolo nu se întâmplă nimic bun. Vreau protest ceva. Oamenii nici nu mai știu cui să adreseze protestul. Guvernul interimar, partidele cam toate la fel. Au ales primarii care au pohtit și ăștia tot nu fac mare brânză, doar gargară. Oamenii continuă să înjure în trafic. Foarte rar vezi câte unul pe bicicletă sau scooter. De unde au, de unde n-au bani, își iau mașină și o întrețin. Mai trișează la ITP. Continuă să o aibă matriculată dacă e veche și poluează. Sau merge cu transportul public. Consider asta un chin. Și cam este că nu avem benzi dedicate pentru transportul public decât unele linii de tramvai ca 41. Uite așa, a fost greșită varianta cu fluidizarea traficului cu pasaje suspendate sau ce variante au avut ei, autostrăzi prin centru, linii radiale. Sufocat de trafic. Hai. Și trotuarele sunt pline de mașini parcate ilegal, inclusiv în intersecție, inclusiv în două rânduri. Pornești luminele de avarie, poți să bagi și un microbuz în interset sau un tir. Pasajul ăsta, șoferii gonesc atât de periculos încât își pun și ei viața în pericol și mai ales bicicliștilor. De asta țin camera pornită ori de câte ori mai am baterie de rezervă. Să nu dea vreun excavator peste mine, fără maturi.
s-au schimbat, dar șoferii continuă să gonească la câțiva centimetri de umărul ciclistului când depășesc. Stânga, eu rămân pe pasaj, dar trebuie să avertizez șoferii că cum nu mă duc la dreapta așa cum cred ei și stau pe marginea carosabilului pentru că-s biciclist. Nu mai spun că aici pe marginea carosabilului avem trepidații din astea făcute pentru șoferi. Noi ne derutează, ne depărtează de bordură și ne bagă în trafic. Dar traficul e uitat să nu se ruchează în aici. Asta merge numai pe tramvaiul 1, dar văd că îi fac linie dedicată. Să vedem dacă va prelua ceva din traficul de pasageri, de oameni care se lasă mașina acasă. Deocamdată linia e suspendată sau
ocolește, că aici se face reparație capitală.